nu fără emoție, îi dau slavă lui Dumnezeu pentru faptul că m-a ajutat să revin în catedrala pe care o slujesc de mai mulți ani și să fim iarăși față către față și inimă către inimă prin cuvântul lui Dumnezeu pe care îl rostesc de la acest ambon. Revin după mai bine de 7 luni de zile, în care timp a trebuit să mă obișnuiesc cu gândul și cu adevărul că răul vine repede, dar de plecat, plecat, pleacă foarte încet. Nici astăzi, deși afecțiunea mea a fost minoră, nu mi-am revenit 100%, dar 95% cred că sunt refăcut, așa încât astăzi, de-abia venit de la București, am dorit ca cel puțin să vă predic de la acest ambon, iar mâine, fiind sărbătoare părătească, voi încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să și slujesc și să predic în același timp. Pe de altă parte, știu de la Sfântul Ioan Gură de Aur că predica nu este o anexă a liturghiei sau o îndelenicire facultativă, ci face parte din slujire și din Sfânta Liturghie, așa încât și prin cuvântul lui Dumnezeu rostit la acest ambon, eu liturghisesc mărindu-L pe Dumnezeu. Iubiții mei, i-am mulțumit lui Dumnezeu și pentru faptul că am putut să merg la București și să slujesc la funerariile fericitului după pomenire teoctist. Voi încerca să vă spun în câteva cuvinte ceea ce știu eu despre el, zic în câteva cuvinte pentru că aș trebui să povestesc zile întregi la rând, deoarece am fost apropiați vreme de 64 de ani. Ne-am cunoscut în 1942, când eu deveneam călugăr și apoi diacon în mănăstirea în timp de București, în timp ce părintele teoctist era de mai multă vreme, fiind mai în vârstă decât mine cu 6 ani, era deja călugăr și diacon. Așa ne-am cunoscut, așa ne-am apropiat. Am zice că duhovnicește ne-am prietenit, în sensul că o viață întreagă ne-am spus gândurile unul altuia și am cerut sfatul atunci când unul dintre noi a avut nevoie de el. Cred că am fost un sfătuitor, iar în ultima vreme vorbeam cel puțin la telefon o dată pe săptămână. Fie că mă chema dânsul, fie că chemam eu și deseori fără să avem să ne spunem anume ceva, ci doar pentru ca să ne auzim și să știm că ne aflăm în comuniune. Firește, vestea trecerii sale la Domnul m-a luat și pe mine prin surprindere, nu mă așteptam la așa ceva, dar până la urmă, dragii mei, noi pune totul pe seama lui Dumnezeu, chiar și de îndemânarea sau greșeala unui medic, dacă o fi existat, fiindcă poate că Dumnezeu prin aceasta a vrut să scutească la 92 de ani de o altă suferință mai îndelungată, mai greu de suportat, suferință umilitoare, așa încât cunoaștem de la atâtea cazuri că sfârșitul vieții poate să vină și după foarte, foarte multă suferință la pat. Poate că Dumnezeu a vrut să îl cheme la sine într-o asemenea împrejurare. Eu aș vrea să le evoc în câteva trăsături fundamentale ale vieții lui, și anume, mai întâi posasa de călugăr. Părintele Teoctist a fost un călugăr din pruncie. S-a născut într-un sat de aproape de orașul Botoșani, dar un sat dintr-o familie cu mulți copii, foarte mulți copii, și o familie care se întreținea cu greu, erau oameni săraci. Iar tânărul Teodor, cum se numea, a pus ochii pe sihăstria Voronei, era cea mai apropiată așezare monahală de satul lor, și a mers acolo și a cerut să fie primit în această sihăstrie. Acolo și-a făcut întâia ucenicie, după aceea la Vorona, a crescut mai măricel și nu avea decât o singură dorință, să învețe carte. Dar cine să-l trimite pe el la seminar, singurul seminar monahal din țară era la mănăstirea Cernica, deci foarte departe. Cine să-l întrumeze, cine să-i plătească niște taxe, cine să-i facă niște hăinuțe, cine să-l ocrotească, să răspundă pentru el, dar Dumnezeu a vrut altfel. De foarte tânăr a învățat să toace și toca foarte frumos. Ca un adevărat artist, scotea acea broderie de sunete mate, cum le-a numit un mare poet al nostru, care până la urmă devine o artă. Așa cum un violonist săpânește vioara, așa este cel care bate toaca cu două la două ciocane în clopotniță. Ei bine, la un moment dat se găsea tânărul Teodor în mănăstirea Bistrița, care era condusă de un stareț foarte, foarte vrednic. Ghenadie Caraza, l-am cunoscut și eu la vremea tinereții mele. Și era sâmbătă seara, se toca de veșerne, trebuia să fie tot să toace de veșerne, și atunci frații de acolo zice, l-au pe noul venit oaspete și uite ce știi să toci, știu, uite ce părintului stare să-i place foarte mult să asculte toaca și iese în pridvor să așează pe un potoliu, anume ca să asculte toaca. Du-te sus săcrovoniță și toacă. S-a dus, a tocat așa cum știa el și starețul s-a întrebat, cine a tocat? Un frate de la sihăstria Voronei, e în trecere pe la noi și a rugat lui să toace. Ia chemați-l la mine. L-a chemat, a stat de vorbă și a aflat că sigura lui dorință este aceea de a învăța carte. Și starețul Ghenadie l-a trimis, l-a închinoviat mai întâi în mănăstirea Bistrița, unde a devenit și călugăr. L-a trimis la seminar la Cernica și acolo a învățat cele 8 clase de seminar. Eu l-am cunoscut la vremea când eram și un student, el a dus terminat facultatea, era mai mare decât mine și, repet, ne-am împrietenit, ne-am apropiat.
Ei bine, a vrut Dumnezeu deci ca să intre și în învățătură printr-o slujire, pentru că și atoca este o slujire, face parte din tipicul bisericesc. Așa cât a fost un călugăr cu mentalitate călugărească și cu purtare călugărească. A avut această conștiință că Dumnezeu are un ochi deschis și că ne vede în tot ceea ce facem, ne judecă și ne și iartă în același timp. Călugăria a dat o anumită disciplină de viață, a fost un om foarte cumpătat. A mâncat cu cumpătare, a băut cu cumpătare, s-a odihnit cumpătat. Repet, ani de zile am fost apropiați și când eram eu la Patriarhie, directorul Institutului Biblic și când el era vicar patriarhal sub Justinian. Așa încât, repet, până la adânci bătrânețe, ședeam de atâtea ori, de mii de ori, am stat la aceeași masă cu el și am văzut cumpătarea cu care străia. Această disciplină i-a dat-o mănăstirea. O viață foarte ordonată, de dimineața până noaptea târziu. Avea mentalitate călugărească și judeca lucrurile religios în funcție de Dumnezeu, nu neapărat administrativ, cum facem mai toți. Și ce m-a surprins? În ultima sa călătorie în străinătate, la 92 de ani, a plecat în Cehia, unde să sfințească piatra de mormânt a unei biserici care urmează să fie ridicată în cinstea celor câteva mii de români care au căzut pe câmpul de luptă la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în apărarea Cehiei. Și ziariștii l-au găsit la aeroport și l-au întrebat ce crede despre declarația papei Benedict al XVI-lea pe care o cunoaștem toți. Șocantă. Ce răspuns a dat? Foarte simplu. Da, o declarație foarte dură care nu cred că l-a bucurat pe Dumnezeu. Acesta a fost tot. Când toți sunt gata să-i explice fel și chip, să-și hormonească istoria, să-și hormonească psihologia, el, călugărul, s-a gândit în al Dumnezeu. Ceea ce facem noi sau ceea ce spunem, e de natură să-i placă lui Dumnezeu sau nu? Această mentalitate nu o poate avea decât un călugăr. În al doilea rând a fost un bisericaș foarte bun, cum zicem noi în Ardeal, adică un slujitor. L-a înzestrat Dumnezeu cu voce frumoasă, caldă, melodioasă, ureche muzicală bună, vorba domoală, moldovenească, i-a plăcut să slujească, până la bătrâneți. Când nu putea să slujească, rămânea în ședință și asculta slujba prin difuzoare. Dar aceasta s-a întâmplat foarte rar. Repet, un foarte, foarte bun slujitor. I-a iubit altarul și l-a slujit pe Dumnezeu prin faptul că i-a închinat tot ceea ce mai bun în viața lui. A fost chemat la treapta arhiriei de către patriarhul Justinian, care a fost un mare patriar. Și de la el a învățat administrația. Justinian era un foarte bun gospodar. Lucrase ca preot înainte în cooperație și se pricepea foarte bine la administrație. Eu mai puțin am învățat că eram bibliotecar și eu ședeam mai mult printre cărți. Dar părintele Teoctist, în calitate de vicar, era obligat să învețe și administrația, așa încât o viață întreagă l-am admirat pentru știința cu care știa să conducă un consiliu, iar mai târziu, în calitate de patriarh, să conducă Sfântul Sinod. La 90 și ceva de ani, era în stare ca 2 sau 3 zile când durează ședințele sinodului, ședințe maraton de dimineața până seara cu o scurtă pauză la prânz, patriarhul să-i conducă în întregime, cu perfectă luciditate, cu o memorie admirabilă, cu foarte multă pricepere și cu foarte mult tact. Tot de la Justinian a învățat tactul, fiindcă a pomenit cuvântul, tactul de a se descurca în împrejurări dificile. Să nu uităm că cea mai mare parte din pastorația lui Carhiereu și-a petrecut-o sub regimul dictatorial, comunist, ateu, în care trebuia să ai o anumită pricepere ca să te descurci, fără să bruschezi lucrurile. Și l-a ajutat și calitatea sa de moldovean, care, spre deosebire de noi ardenerii, care suntem mai tranjanți, mai direcți, mai duri, mai apăsători cuvinte, el avea tactica gestului moale cu care să convingă pe cineva sau ce puțin să amâne o rezoluție neplăcută și să treacă peste ea. Așa încât i-a dăruit Dumnezeu și această înțelepciune și mai cu seamă i-a dăruit longevitate. Cel mai longeviv patriarh din istoria noastră. Așa încât am pierdut în el un patriarh, dar eu personal am pierdut și un om apropiat, a zice un prieten, pentru că realmente m-am despărțit de un prieten. Știți ce se întâmplă? Am plecat în foarte mare gravă. Am aflat de trecerea lui Domnului când eram în mănăstirea Nicula, cu o zi înainte de a veni să-mi reiau serviciul, după așa zis o conștientul meu de odihnă. Și deci de la Nicul am oprit și am plecat în grabă către București. Iar aseară m-am întors. În odaia mea de dormit în care mă odihnesc, am un portret al lui, al patriarhului Teoctist, cu o dedicație scrisă de mâna lui, un portret mare, un tablou, o fotografie tablou, cu o dedicație pe numele meu pe care mi-a scris-o la 7 februarie
1995. Eram la București, unde noi îl sărbătoream la ziua sa de naștere. Și este chiar în fața ușii și vă închipuiți emoția când am deschis aseară, obosit de drum, am deschis ușa și am dat ochii chiar de chipul său. Așa încât e un fel de a zice că ne despărțim, pentru că moartea nu ne desparte pe noi creștini adevărați. Moartea, dimpotrivă, ne unește și ne consacră în prietenia noastră. Firește, între mine și Părintele Teoctist au fost și divergențe de opinii, de păreri, de poziții, care sunt normale. Poate și datorită temperamentelor noastre diferite, v-am spus, el era unul mai domol, mai blând, mai îngătuitor, mai iertător. El mai degrabă adopta proverbul românesc vechi, care spune că mai bună este o pace strâmbă decât o judecată dreaptă. Și deseori nu suportam acest gând, pentru că mă gândeam totuși la judecata dreaptă. Și ziceam, nu, e mai bună o pace strâmbă. Dar asta nu ne-a despărțit, niciodată nu ne-am întors spatele, nu ne-am certat, nu ne-am ciuntănit, ne-am înțeles unul pe altul și am continuat să slujim împreună biserica, fiecare pe tăpșanul lui. De aceea îl pomenim astăzi, am făcut și astăzi pomenire, îi vom face și mâine și îl vom pomeni în veci, rugându-le Dumnezeu ca în veci să-i fie pomenirea și să-i așeze sufletul cu drepții și cu sfinții unde drepții se odihnesc. A fost și un om al credinței, fiind călugăr și fiind și cu carte, un om al credinței de care ne vorbește și Sfânta, ne-a vorbit și Sfânta Evanghelie de astăzi. De ce n-au fost în stare ucenicii lui Iisus să vindece copilul lunatic? Le-a spus lui Iisus, pentru puțina voastră credință, că dați avea credință cât un grăunte de moștară, de a zice acestui munte, mută-te și te aruncă în mare, ar face așa, dar nu aveți. Ei bine, nici Teoctist, nici eu, și ne întrebăm care dintre noi are atâta credință cât să mute munții de loc, dar atâta cât să se mențină treaz în slujba bisericii și a poporului său, a neamului din care face parte, a limbii pe care o vorbim, a avut în el destulă credință pe care Dumnezeu i-a treținut-o prin harul său. Iubiții mei, nu este adevărat că în biserica noastră ar exista două grupe de așa numiți tradiționaliști și ecumeniști. Nu este. Este scornită de nu știu cine și răspândit așa, fără niciun fel de control. Un ortodox este prin excelență tradiționalist, pentru că păstrează crezul pe care l-au lăsat sfinții părinți la Nicea și Constantinopol și pe care l-ați rostit și voi astăzi în această catedrală. Fără nicio știrbire și fără niciun adaos. Asta înseamnă să fii tradiționalist, adică drept și nestrămutat în credința pe care ai moștenit-o de la înaintașii tăi. Și în același timp, ecumenist, cu deschidere largă către alte credințe, să-l încăduiești, dar și cu propria ta devenire. Tradiția în gândirea ortodoxă este aceea care se înnoiește din propria ei substanță. Să vă dau un simplu exemplu, dragii mei. Rușii și astăzi slujesc liturgia în limba slavonă, o limbă pe care poporul de mult nu mai înțelege. Grecii slujesc în greaca veche, o limbă moartă pe care astăzi nimeni nu mai înțelege. Noi, ortodoxi români, slujim liturgia limba română încă începând de la Matei Basarab, de secole. Aceasta se vrea să fie deschis înnoirii, înnoirii pozitive, care să fie pe inima și interesele poporului tău. Cum este posibil să vă țiu eu două ceasuri la liturghie și să o ascultați fără să pricepeți nimic? Ar fi imposibil de conceput. Iată ce constă, să zicem, modernitatea noastră, să mai bine zis, spiritul de înnoire. Și de asemenea, cu deschidere către celelalte confesiuni, celelalte religii, fără să ne schimbăm pe a noastră, pentru că ecumenismul nu este altceva decât un dialog cinstit pe față între două sau mai multe confesiuni, încercând să se cunoască unii pe alții și să se înțeleagă. Acesta a fost și Părintele Patriarh Teoctist. A fost deschis tuturor convorbirilor, era foarte apreciat în străinătate și așa se explică și marele număr de reprezentanți, practic, ai tuturor bisericilor care au fost de față și au participat la mormântarea lui, în frunte cu sanctitatea sa, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Fiți tari în credință, dragii mei, și în măsura în care Părintele Teoctist poate să ne fie un dreptar, atunci să ne fie prin simplitatea vieții, prin disciplina de sine, prin credință puternică, prin dăuire față de biserică și de neam și prin neștervita speranță în viitor mai bun al bisericii și al poporului.